Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit că americanii au început să ne cunoască din ce în ce mai bine? La Cogălnicianu, la baza americană de la Mihail Cogălnicianu, e o anchetă mare de tot. Mai mulți angajați sunt suspectați că au furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari timp de 4 ani. 4 ani, 2 milioane de dolari au furat motorină de la americani. Păi și FBI-ul ce făcea? N-au investigat, n-au găsit până... N-au FBI, deci n-au FBI. 4 ani a durat, da. Carburantul, mă rog, era al armatei americane, al trupelor americane de acolo, era folosit în principiu la generatoare, generatoarele de armată și pentru diverse operațiuni tactice în Dobrogea. Mm-hmm. Care cred că au avut loc mai puțin. N-au mai avut. Da. Cei care s-au plâns de dispariția combustibilului, scrie presa, sunt reprezentanții Guvernului Federal al Statelor Unite al Americii. Deci au venit aia de la Curtea de Conturi americane și au zis: băi, unde este motorina noastră? Și cred că românii noștri le-au răspuns cum le-au mai răspuns și altă dată. Fuck USA, fuck NATO, fuck Bill Clinton și pe aia de la București. Asta e gara mea. Răzvan Vasilescu în California de mine. Da. 7 persoane sunt cercetate în acest moment. Urmează să fie audiate la București. 2 milioane de dolari, tăticule. Anchetatorii susțin că cei 7, unii dintre ei angajați civili, civili, mă rog, ai bazei de la Mihai Cogălnicianu, au format o rețea de furt de motorină și Ministerul Apărării Naționale nu a făcut deocamdată niciun comentariu față de această anchetă. Care deci am făcut pe americani, la noi acasă, e adevărat. Da, tată, păi vorba lui Răzvan Vasilescu, ai venit tu aici la mine să mă înveți tu? Stai că-ți explic eu, fiți atenți. Deci ne întrebați de ce nu facem noi manevre mai multe cu mașine. Uite, de-aia nu facem manevre mai multe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.